O legenda televiziunii s-a stins A fost un actor cu un suflet extraordinar și o inimă de aur O legenda televiziunii a trecut în neființă, lăsând în urmă un gol imens în inimile fanilor A fost un om cu un suflet extraordinar și o inimă de aur, care a inspirat generații întregi prin talentul său incomparabil Actorul Jonah Moss s-a încetat astăzi din viață la vârsta de 84 de ani Actorul Jonah Moss cunoscut pentru rolul tatălui stoic din God Times și pentru interpretarea lui Kuntakin de miniseria Roots, Lee a murit la 84 de ani. Fiul său a anunțat că John Amos a decedat pe 21 august, în Los Angeles, din cauze naturale. El a anunțat cu tristețe că tatăl său a murit. A spus că era un om cu un suflet extraordinar și o inimă de aur. Era iubit de toată lumea. Mulți fani îl considerau tatăl lor de la televizor. A trăit o viață plină. Moștenirea sa va trăi prin lucrările sale remarcabile în televiziune și film. Vă împărtășesc cu tristețe în suflet faptul că tatăl meu a trecut dincolo, a spus el într-o declarație. Era un om cu un suflet extraordinar și o inimă de aur, și era iubit în întreaga lume. Mulți fani îl consideră tatăl lor de la TV. A trăit o viață bună. Moștenirea sa va trăi în lucrările sale remarcabile în televiziune și film ca actor, a adăugat acesta. Îndrăgitul actor a început cariera profesională în fotbal. Jonah Moss a început cariera profesională în fotbal, jucând pentru Universitatea de Stat din Colorado și încercând să se alăture echipelor Denver Broncos și Kansas City Chiefs din Liga Națională de Fotbal. Parcursul său, un divertisment, a decolat rapid odată ce a fost distribuit în rolul meteorologului Gordy Howard în The Mary Tiller Moore Show. După patru sezoane în această comedie populară din anii 70, Amos a fost invitat să facă audiție pentru rolul lui James Evans Sere în serialul CBS God Times. Această producție a fost un adevărat succes, iar Amos a câștigat notorietate. Amos a avut un rol în God Times timp de trei sezoane acțiunea desfășurându-se în centrul orașului Chicago. Cu toate acestea, el a început să se simtă frustrat de stereotipurile din poveștile legate de fiul cel mare al cuplului Evans, J.J., interpretat de comediantul Jimmy Walker. Criticile sale publice l-au condus la excluderea din serial. După patru sezoane în care a strălucit în comedia din anii 70, Amos a fost invitat să participe la audiții pentru rolul lui James Evans Sere în serialul CBS God Times. Această producție a avut un mare succes și a dus lui Amos faimă.